Săptămâna trecută, șeful PSD, deputatul Marcel Ciolacu, a anunțat că susține scrisoarea semnată de mai mulți lideri ai partidului prin care au cerut demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al partidului, dar și din cea de șef al Camerei Deputaților. Alături de Marcel Ciolacu a fost și primarul Buzăului, Constantin Toma, dar și alți parlamentari buzoieni. Prezent ieri la Buzău, fostul premier Victor Ponta a precizat că liderii organizației PSD Buzău, dar și parlamentarii care s-au poziționat public împotriva lui Liviu Dragnea, vor avea de suferit. Vă spun un lucru. Nu există om mai răzbunător și mai pricinos și mai ranchiunos în România decât Dragnea. Evident că îi va aștepta, îi va minți între timp, le va zice, ce îi va iartă, nu știu ce, și la momentul potrivit le va rupe gâtul. Ponta a mai spus că liderii de filiale și parlamentarii PSD care s-au împotrivit lui Dragnea trebuie să analizeze bine situația în partid, ei intrând în vizorul liderului PSD, cunoscut ca un personaj răzbunător. Aceștia se pot trezi pe din afara partidului, pe listele căruia au candidat la alegerile parlamentare. Acum eu sper că ei sunt mai deștepți după ce au văzut că s-a întâmplat cu Grindeanu, după ce au văzut că s-a întâmplat cu Tudose, după ce au văzut că ce s-a întâmplat, Paul Stănescu și Marian Neacșu erau mâna dreaptă, mâna stângă, nu? Deci, da, dacă nu, ce să le facem? Victor Ponta a fost președintele Partidului Social Democrat din 2010 până în 2015. Anul trecut, deputatul Victor Ponta s-a autoexclus din partid, înainte de a fi îndepărtat de actualul președinte al PSD, Liviu Dragnea. De curând, Ponta și-a lansat propriul partid, Pro România.